Deci desfacem segmenții noi. Punem DCF, sunt și mult mai calitativi și nu sunt nici foarte scumpi. Îi probăm pe cilindru. Ei, uitați cum vine segmentul nou, da? Și uitați cum vine și cel vechi. Da? Să observă diferența, cam ce uzură era. Odată, deci este vorba de uzura aceasta în circumferință și mai este și vorba de uzura pe canal, uzura în grosime. Deci ei se mănâncă un pic și din grosime și capătă joc pe canal, pe piston. Și atunci scapă compresie peste tot. Deci observați diferența, cam cum ar trebui să arate niște segmenți. Îi curățăm și capul pistonului puțin, de calamina depusă. Să aveți grijă să nu zgâriați pistonul pe margini. În capăt nu este niciun fel de problemă. Și acum desfacem segmenții și ferim cu cei noi. Ok, îndepărtăm segmenții vechi. În sârmă. Curățăm bine canalul și venim cu segmenții noi. Ok, venim cu segmenții noi. Începem cu cei de jos, cei de ulei. Întotdeauna segmenții cu ștanța în sus. Da, vă uitați la ei. De regulă sunt ștanțați pe o parte, partea aceea vine în sus. Așa, iarăși nu uitați, se împarte pistonul în 3, deci la 120 de grade, în Y, cum ar veni. Închiderea segmenților să fie în cele 3 puncte, ca nu cumva să se alinieze în timpul mersului. De asemenea, să nu vină niciuna dintre închideri pe bolț, deci pe capetele bolțului. Ok, următorul, segmentul cel negru. La fel cu ștanța, după cum observați în partea de sus. Iar următorul și ultimul, segmentul cromat, la fel cu ștanța în sus. Îi aranjăm pe poziție, da? Închiderile le observați. Da?
și apoi venim cu cilindrul, garniturile și cilindrul. Ok, după ce am îndepărtat garniturile vechi, curățăm foarte bine suprafața cilindrului și pe partea chiuloasei și pe partea dinspre carter, ca garnitura nouă să-i tanșeze cum trebuie. Ok, și acum venim cu garniturile. Ok, punem garnitura de la cilindru, am curățat și carterul, la fel. În cazul în care aveți zgârieturi pe cilindru sau pe carter, doar atunci este recomandat să folosiți gasket, să folosiți mastic. În rest, dacă totul este în regulă, nu este nevoie de nimic, puneți doar garnitura. Ok, segmenții și cilindrul este bine să le ungeți puțin ca să intre mult mai ușor și să asigure prima ungere până își trage uleiul atunci când sunt noi. Așa, venim cu cilindrul ușor, așezăm segmenții, ne uităm să nu se deplaseze de pe poziție. Ușor, prin mișcări stânga-dreapta, trebuie să intre cilindrul. Venim cu el ușor, ne uităm să nu cumva să se deplaseze garnitura de sub cilindru. Da, și îl coborăm ușor pe poziție. Curățăm chiuloasa bine. Ok, curățăm puțin chiuloasa.
Ok. După aia o verificăm să nu curgă. Deci punem spray pe admisie. Și așteptăm. Da, este în regulă. La fel și pe evacuare. E în regulă. Așa, acum dacă tot este desfăcută, întotdeauna vă recomand să schimbați simetringurile supapelor, pentru că vedeți, este destul de greu să desfaci și este de muncă. Dacă tot desfacem, ar fi bine să înlocuiți de fiecare dată și simetringurile la supape. Ok, depresăm supapele. Facem câte două. La fel și la cealaltă. Ar fi bine să țineți cont cum le scoate, să nu schimbați poziția supapelor. Este posibil să nu mai tanșeze apoi. Cel mai bine ar fi să le băgați fix la fel cum le-ați scos. Înlocuim simeringurile, îndepărtăm ușor pe cele vechi. După cum se observă, acestea chiar erau praf. Deci observați cum joacă pe supapă. La fel și pe celălalt. Ok. Da, și acesta la fel. Așa, venim cu simeringurile noi. Da, uitați-vă cum ar trebui să intre acestea pe supapă și uitați-vă diferența. Da. O să vedeți și pe supapă. Uitați-vă cât de fest trebuie să fie. Venim cu simeringurile noi. Ok, acum untăm supapele exact de unde le-am scos. Ușor.
și repetăm procedeul la toate celelalte supape. Ok, punem șuruburile de la cilindru, le apropiem. Apoi venim cu garnitura de chiuloasă. Ok, punem patina. Acum venim cu garnitura de chiuloasă. Apoi chiuloasa. Ok, băgăm prezoanele. Ok, le apropiem. După ce le apropiem, reglăm dinamometric, acestea se strâng la chiuloase, în general se strânge de două ori. Se strânge o dată, se lasă să tragă bine și apoi mai strângem încă o dată. Prima oară se strânge la 25, apoi la 35 Nm. Strângerea se face în diagonală, deci strângem unul acolo, unul aici. După aceea ne mutăm unul aici, unul în partea cealaltă. Și tot așa. Le strângem pe toate. Și acum doar le apropiem.
Deci se merge numai pe diagonală, în X. După cum observați. Ok, acum așteptăm puțin și apoi luăm încă o dată la strâns. Ok, și acum a doua strângere. Ok, pe diagonală. Da? Și acum este suficient strânsă. Trecem mai departe.